În acest an, Supercupa României este o afacere de familie. Nașul Contra și Finul Reghecamp se vor lupta în această seară pentru primul trofeu al sezonului. Steaua București și Petrolul Ploiești vor încerca să înceapă sezonul cu un trofeu și cu un moral foarte bun. Fără golgheterul din sezonul trecut, Raul Rusescu, plecat la Sevilla, Reghecamp încearcă să cucerească a șasea Supercupă din istoria stelei. Petrolul Ploiești a mai jucat o singură dată în Supercupa României în 1994, când a pierdut cu 0-2 tocmai în fața stelei. Din lotul petrolist se pare că va lipsi cel mai important jucător, Jeremy Bochila, care se află în conflict cu conducerea clubului. Însă Contra se poate baza pe zălăuanul Vlad Morar, revenit după accidentare. Perla Zalăului speră să evolueze din primul minut în duelul cu Militarii. Meciul se va juca pe Stadionul Național din București și va fi transmis în direct de ProTV de la ora 20:45.